Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Hello Neighbor. Pentru cei care mai țin minte, am făcut noi un livestream acum două zile în care ne-am chinuit foarte tare să rezolvăm toate puzzle-urile din casa vecinului, să zicem așa, ca să ajungem la boss fight-ul final, să ne batem cu mustăciosul acesta. Deci dacă nu știi ce se întâmplă, asta se întâmplă, am intrat în basement-ul lui, la subsol și până la urmă am ajuns să ne batem cu el, care este super uriaș. Așa că... Și ai boss. Așa că astăzi o să ne ocupăm de el, pentru că am fost pur și simplu prea obosit pe livestream-ul acela după aproape 6 ore de jucat Hello Neighbor în continuu. Am obosit prea tare, nu mai puteam psihic. E un joc care îmi face plăcere să-l joc, dar problema e că este foarte obositor datorită faptului că face același lucru din nou și din nou și din nou și din nou. Deci am zis mai simplu pentru cei care n-au văzut boss fight-ul să facem un episod în care tăiem frumos pe filmare și vedeți doar părțile interesante. Trebuie să vii aici, apeși pe buton, iar caruselul acela va pleca, se duce și va lovi căsuța de deasupra. Nu știu exact, cred că îl atacă pe vecini, ia să vedem. Cred că sar bucățile din casă și lovesc, nu știu exact ce se întâmplă. Nu, mi se pare că trebuie să luăm noi ceva de acolo, corect, bun. După care trebuie să mergem în spate aici. Stai că țin minte, trebuie să luăm un obiect, o să luăm cutia asta și trebuie să lovim întrerupătorul. Ok, ținem apăsat pe E, trebuie să ții apăsat pe click dreapta ceva secunde. Perfect, bun, din primă. Trebuie să ții apăsat pe click dreapta ceva secunde ca să arunce cu foarte multă putere, lucru pe care eu nu-l știam. La începutul jocului, bun, și ne urcăm noi pe lanterna aceasta. Deci, practic, noi suntem minusculi și trebuie să-l lovim pe vecin prin anumite obiecte, că nu putem să-l lovim noi. Bun, deci după ce ai lovit maneta aia de acolo, întrerupătorul, ai chestia asta. Acum, ce ne interesează pe noi e să ajungem acolo. Da, deci pe platforma aia verde. Asta am mai făcut-o și pe livestream, dacă mai țineți voi minte. Yes! Perfect! Bun, după care apăsăm pe buton și o să vină o platformă. Oh, ce prost sunt! Cum am crezut că... Nu, vecine! Știți care e partea proastă? Că te pune să faci același lucru iarăși, ok? A rămas în sus ăla? Ia stai puțin. Ia să vedem. Dacă merge să intrăm iarăși în toasterul ăsta, mi se pare că te pedepsește să faci același lucru de două ori. Vezi, nu e nici chiar atât de distractiv să sari pe chestiile astea. Ar fi bine, dar ar fi super dacă ar fi rămas asta așa. Dar va rămas, ești nebun. Hai să mergem o dată. O să tai oricum pe filmare și nu o să vă plictisesc cu detaliile astea micuțe. Băi, dar... Deci... Vine ăla sau cine mă s-a întâmplat? Bă, am fost păcălit. Credeam că apăs pe buton și apare asta aici. Apare, nu? Adică acum reușesc? Da. Am apăsat un timp. Nu știu ce se întâmplă cu chestia asta, pentru că după ce am murit, când apăsam pe buton, platforma nu se mai mișcă, mă se blocată sus de tot. Așa că am dat restart și am început de la zero. Și de data asta mi-a reușit din prima. Însă trebuie să fiu foarte atent, pentru că noi facem procesul acesta datorită faptului că avem nevoie de o umbrelă. Deci chestia asta o să ne dea o umbrelă. Însă trebuie să fiu foarte atent. O să vedeți la ce mă refer. Ne duce aici sus la o căsuță. Pac. Și rămânea platforma blocată. Dacă luăm noi asta, spargem geamul. Știi ceva? Hai să luăm și... De fapt, nu, cred că ne trebuie binocul. Sar aici și când apăs o să cadă niște umbrele. Oh, come on! N-am luat umbrela. Bă, și știam ce se întâmplă. Hai să vedem dacă... Uite, platforma aia urcă automat când dau restart și nu mai coboară. Uite umbrela, ești nebun? Ok. Presupun că nu mai am nevoie de umbrela acum să mă duc sus de tot. Cred că trebuie să ajungem acolo? Nici nu știu, hai să ne mai urcăm o dată să vedem. Nu știu, ciudat, pentru că eu când am jucat pe livestream nu rămânea progresul salvat după ce muream. Se reseta. Văd că acum rămâne salvat. Hai să mai încercăm să ne urcăm sus de tot. Și să vedem unde vrem să ne ducem, că nu mai știu exact. Super.
Bun, vrem cumva să ajungem acolo. Nu știu dacă merge. Cred că ajungem la fix sau nu. Să ajungem în casa aia roșie pe care am distrus-o la început. Avem de luat ceva de acolo. Haide, mă, te rog, ajungi. Te rog să ajungi fix pe... Mamă, la fix, cred. Ori am eu un bug, ori nu știu ce se întâmplă, pentru că trebuie să dau restart ca să meargă platforma aia. Băi, momentan, o să luăm toate lumânările. Chiar dacă nu avem nevoie de ele neapărat. Adică, nu știu, doar așa, în caz de urgență. Acum trebuie să ne urcăm iarăși sus de tot, să zburăm prin toasterul ăla și să-l atacăm pe vecin. Sună ciudat să-l atacăm pe vecin. Mai bine e vecinul. Ok, hai să vedem dacă reușim să împingem mingiuțele astea. Într-adevăr a fost puțin mai greu de data aceasta jocul. Dar mi-a plăcut, dar a fost cam greu, mai ales că am avut eu niște probleme, bug-uri. Puțin cam enervant, dar sincer să fiu, mi-a plăcut. Și știu că developerul a zis că... Ok, deci încape. Asta este, deci ce am făcut noi pe live stream este doar 40% din jocul inițial. Deci când o să se lanseze prin decembrie o să fie mult mai mult content. Bă, nu știu exact, ăstea lovesc pe vecin sau cineva se întâmplă? Apar, mai să vedem. Oh, l-a lovit la picioruși. Dar s-a blocat mingea. Cred că asta a fost tot, cred că l-am atacat doar o dată. Hai să mai împingem și mingea asta așa. La mișto, poate să funcționeze, poate nu o să funcționeze. Împinge, du-te! Bun, și acum trebuie să ajungem noi acolo. Perfect. Ia să vedem. Merge? Ar trebui să se taie asta. Oh, așa. Cred că l-a lovit. Habar n-am. Oh my god, oare poate trebuia să aprindem asta mai întâi și apoi să-l lovim? Oh, poate? Nu sunt sigur. Hai să vedem. Ia uite-mă cum cad cu umbreluța mea. Îi dăm foc? Du-te! Oh no! Cred că acum trebuie să... Și se crăcănează vecinul, ești nebun. Am înțeles. Și mai avem altceva de făcut? Da. Cred că trebuie să ne urcăm iarăși. O să lăsăm lumânarea asta aici. Și asta așa. Cred că am terminat cu lumânările. Și o să luăm mentosane. Și facem experimentul ăla, că îl știți și voi. Cola cu mentosane. Fuck. Wow, a zburat sticla. Și l-a lovit pe vecin. Ok, deci nu contează ordinea în care le faci. Tot ajungi la același outcome, să zic așa, bă, cine vă țip ca nebunul, la același rezultat. Deci, rezultatul final e că el stă așa, a plecat. Putem să încercăm, ia să vedem, dar nu știu dacă are... Hai să vedem. Dar nu știu cum o să funcționeze treaba asta, că nu cred că ajung la el. E prea departe, putem să ne cățărăm pe... Încercăm, dar... Ia. Deci de aici ne urcăm sus de tot pe chestia verde. Butonul nu merge. Hai să-l testăm. Merge sau nu? Adică platforma e pornită, dar uitați-vă și voi. Nu se întâmplă nimic. Nu. Hai să încercăm să zburăm pe patefonul ăla, sau ce-o fi, și apoi pe casă. Sau să zburăm direct pe casă? Mamă, cred că ajungem tot așa la fix. Platforma albastră... Vecine, nu te mișca, atât îți spun. Nu te mișca. Nu. Nu! Ho, am ajuns. Bă, ce naiba m-a gliciuit? Nu e nimic în casa aia, e pusă la mișto. De pe spatele vecinului, îi șoptesc în ureche. Te-am urât dintotdeauna. Pe capul vecinului. Da, deci cam acesta este finalul la Boss Battle. Știți voi că nu trebuie neapărat să aibă un final, pentru că este un beta. Deci este mai mult ca să ne arate ce pot developerii să facă. Garantat, în momentul în care se lansează jocul, vor fi mai multe chestii de făcut aici și putem să învingem vecinul de tot. Și poate ori asta va fi ultima secvență din joc, ori după ce îl învingem ne duce în altă parte.
Și știu că au zis developerii că vor fi mai multe basementuri. Deci nu o să fie un singur subsol, vor fi mai multe, habar n-am. Vom vedea. Deci pe 4 decembrie sau ceva de genul ăsta o să se lanseze jocul. O să fie destul de mult până atunci, plus că eu sunt cu școala și nu știu cum o să fac să completăm jocul. Probabil o să facem tot așa un live stream. Sper să mă prind în vacanță sau ceva, dar nu cred că dacă e pe 4, nu cred că avem vacanță. Habar n-am. Vom vedea. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea noi data viitoare. Pa, pa!